Victoria la pas din etapa trecută a celor de la Valea Mare de pe teren propriu în fața celor de la Partizanul Vlădești cu scorul de 4-1 i-a propulsat pe gazde până pe poziția a 4-a a clasamentului Ligii a 5-a la fotbal Seria Nord. Oaspeții au avut o posesie mai bună a mingii în prima repriză atunci când au reușit să și înscrie unicul gol din lovitură de la 11 metri prin Bădoiu minutul 25, restabilind egalitatea la 1. După pauză, fotbaliștii din Valea Mare au controlat jocul de la un capăt la altul. De altfel, în partea a doua a jocului, gazdele s-au desprins prin reușitele lui Coman minutul 55, Răuță în minutul 65 și Oveșdani în minutul 77. Coman foarte frumos pe partea stângă, Oveșdanie, Florin, mingea ajunge la Coman, Oveșdanie, Ionuț și asistăm la deschiderea scorului, Oveșdanie, Ionuț cu un șut în cross în dreapta portarului Făgărășanu reușește să deschidă scorul, așadar din minutul 9, chiar 10 al acestei întâlniri, Cimentul Valea Mare, Partizanul Vlădești, 1-0. Tot Văleanu, centrare frumos. Și lovitură de la 11 metri. Se pregătește să execute această lovitură de la 11 metri, Bădoiu. Un pas, 2-3. Șut exact pe mijlocul porții și din acest minut scorul devine 1-1. Așadar, Marius Bădoiu din lovitură de la 11 metri în minutul 25 reușește să restabilească egalitatea aici pe terenul din Valea Mare. Un șut în diagonală la colțul lung își aduce echipa Valea Mare în avantaj. Așadar, din minutul 54, minutul 55, după ceasul nostru, Florin Coman înscrie cel de-al doilea gol al echipei ASE Cimentul Valea Mare. Așadar, din minutul 54, ASE Cimentul Valea Mare, Partizanul Vlădești, 2-1. Răuță reușește cu un șut frumos din care o de 16 metri în colțul din dreapta a portarului Făgărășanu. Așa cum spuneam, Răuță reușește să înscrie golul de 3-1 al echipei din Valea Mare Pragoț. Și tocmai acum Oveșdanie, Florin duce scorul la 4-1, s-a distrat practic cu apărătorii adversi în careu de 16 metri și a șutat cu sete de la circa 7-8 metri în dreapta, în colțul din dreapta portarului Făgărășanu. Prezent la meci, primarul comunei Valea Mare Pravăț, Ion Boncoi, a ținut să ne precizeze că în cel mai scurt timp iubitorii fotbalului din comună vor beneficia de condiții optime în vederea vizionării jocurilor din etapele viitoare de pe teren propriu. Astfel, edilul comunei vrea să construiască o tribună și un nou teren de fotbal la un nivel mult mai ridicat. Domnule primar, o victorie frumoasă a echipei dumneavoastră. Bucuros de acest rezultat? Sunt foarte bucuros de, în primul rând, de venirea dumneavoastră, a postului dumneavoastră, pe care îl respect mult și un post corect, fără coloratură politică, și să revin la întrebarea care mi-a spus-o. Sunt foarte mândru de această echipă, sunt mândru că sunt numai oameni din comuna mea, oameni care își dau interesul și care vor să facă ceva pentru locuitorii comunei. Așa cum dumneavoastră vedeți, ne-am apucat să facem, să construim o tribună, cam în jur de 150 de locuri, pentru spectatorii sau tinerii care vin să nu mai stea pe iarbă agățați, culcați pe timp de ploaie sau timp de iarnă. Și ca primar le mulțumesc tuturor consilierilor comune care au fost de acord să facem această bază sportivă frumoasă și le promit tuturor locuitorilor mei și acestor mici fotbaliști tineri că voi îmbunătăți acest teren și cu un teren sintetic și cu un teren pentru tenis, ca tineretul să aibă unde să se recreeze. Tribuna trebuie să o finalizăm cât de curând,
de fapt anul 2014, iar în următorul an, cu aprobarea Consiliului Local, vrem să aranjăm și acest teren, care e un pic cam denivelat și am, cred că am tot sprijinul Consiliul Local să cumpărăm un teren acolo, cum se vede în spate, să putem prelungi și să-i dăm o nouă dimensiune. Rezultatele seriei Nord Liga a 5-a, ASE Dragoslavele, ASE Lărești 1-2, ASE Cetățeni, ASE Godeni 7-2, ASE Cimentul Valea Mare Pravăț, ASE Partizanul Vlădești 4-1, ASE Petrolul Hârtiești, ASE Schitugolești 2-3. ASE Intercotești, ASE Bălilești 8-1, ASE Stâlpeni Rădești 2007, ASE Flacăra Boteni 4-1, ASE Sporting Mihăiești, ASE Bughea de Jos 2-1, ASE Inter Aninoasa a stat.